Senatul a adoptat un proiect de lege privind introducerea disciplinei școlare Istoria evreilor, Holocaustul în programa de liceu și învățământ profesional. După promulgarea legii de către președinte, elevii vor avea o nouă materie separată, începând cu anul școlar 2023-2024. Legat de istoria evreilor și Holocaustul, există un proiect care deja a fost aprobat de Senat, este depus spre promulgare la președinte. Acesta se referă la introducerea acestei discipline în planurile cadru de liceu și se are în vedere aplicarea lui începând cu anul școlar 2023-2024. Deci așteptăm să vedem dacă va fi promulgat sau nu. Noua disciplină școlară va fi predată de către profesorii de istorie, iar pe lângă Holocaust, elevii vor învăța despre toate formele de rasism, scopul introducerii materiei fiind eradicarea antisemitismului și a xenofobiei. Este vorba de profesorii de istorie, da, se precizează că vor beneficia de cursuri de perfecționare în acest sens. Chiar se spune că pot să beneficieze de cursuri atât în țară cât și în străinătate. Se preconizează eradicarea antisemitismului și xenofobiei. Acesta este rolul intenției de introducere a acestei noi discipline în învățământul liceal. Vă dați seama că tema este destul de largă, presupun că se vor atinge finalități și generale și specifice. Sunt competențe generale, competențe specifice. Noi nu formăm strict, nu transmitem cunoștințe, ci formăm de fapt un profil al elevului care să nu aibă înclinații spre rasism, spre antisemitism. Programa școlară, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina Istoria evreilor, Holocaustul, se elaborează de către Ministerul Educației în colaborare cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România, Eli Wiesel, și membrii Consiliului de Onoare din cadrul Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului.